Credeam la început că voi atribui premiul celei mai tinere laureate, dar e pe aproape, e chiar cea mai tânără, dar e tânără, e frumoasă și are 21 de ani. A absolvit Universitatea de la București, științe politice și s-a dedicat jurnalismului. Cam de 3 ani de zile se ocupă de jurnalism. În prezent lucrează la Vox TV și consideră că jurnalismul poate să-i schimbe viața. Și eu sunt convins că o face. De asemenea, crede ceea ce e mai important decât tot ce am spus până acum, că jurnalismul poate să schimbe percepția noastră, percepția populației despre ceea ce se întâmplă în jur. Atribuim premiul pentru excelență în jurnalism doamnei Georgiana Andrei, redactor la Vox TV. Acest eveniment, pentru că oamenii cu adevărat valoroși merită apreciați cu fiecare ocazie. Vă mulțumesc, mă onorează faptul că primesc acest premiu din partea unui medic foarte apreciat și vreau să împart acest premiu, nu să-l dedic colegilor mei din spatele camerelor, fără de care munca noastră ca și reporter nu s-ar putea realiza. Mulțumesc! Unul dintre ei este chiar aici cu mine în seara asta. Am rezerv și ultimele clipe, înainte de a o lăsa pe Georgiana să meargă în sală, pentru a spune la mulți ani, pentru că astăzi este și ziua ei de naștere.